Brosher, a former seaside resort and a symbol of the island's division, became a ghost town when it was abandoned by its inhabitants. Turkey has decided to partially reopen a town for resettlement of the Cypriot ghost town of Arusha. Am trecut în Cipriul turcesc, mai exact Republica Turcă a Ciprului de Nord. A fost foarte simplu să trecem granița, poate la fel de simplu ca și cum ai trece din România în Bulgaria. Singura chestie este că atunci când prezinți documentele, se va spune că trebuie să cumpere asigurare. Asigurarea se poate cumpăra aici, aici la graniță, costă 25 de euro pe 3 zile și apoi poți să-ți vezi de treabă. Deși o să găsiți multe informații pe internet legate de faptul că nu poți trece cu o mașină închiriată din Ciprul de Sud în Ciprul de Nord, acolo asta se poate, însă trebuie să cumperi asigurare, pentru că asigurarea din Ciprul de Sud, bineînțeles, nu mai este valabilă în partea de Nord. Acum mergem spre Varoșa. De aici, de la graniță, mai facem aproximativ 10-15 minute până la Varoșa. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog nefiltrat, Marca Aventurescu. Astăzi explorăm împreună Varoșa, cel mai luxos oraș abandonat din lume, odată bijuteria Mediteranei. La începutul anilor 70, asta era una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, unde chiar și celebrități de la Hollywood veneau să se bucure de soare și să facă cumpărături. Era numită Bijuteria Mediteranei. Elizabeth Taylor venea des aici și stătea la Hotel Argo pe strada JFK. Hoteluri de lux se construiau aici ca să facă față numărului tot mai mare de turiști, însă problema era că acest mic oraș resort era pe o insulă unde de zeci de ani fierbea un conflict care în cele din urmă a dus la abandonarea sa subită. Însă, ca să înțelegem puțin cum stă treaba, Cipru a fost de-a lungul secolului un punct strategic în Mediterană, dorit și cucerit de multe imperii de-a lungul vremurilor. Însă prin anii 50, oamenii din Cipru se săturaseră să fie controlați de alte imperii, ciprioții greci voiau să se unească cu continentul, iar Grecia continentală voia să ia înapoi o parte din teritoriile pe care le-a deținut în trecut. Problema era că în Cipru 80% din populație erau ciprioți greci și 20% erau ciprioți turci, care nu voiau să devină o minoritate. At this stage, the Turkish Cypriots were declaring that it would be impossible ever again to live in harmony with their Greek compatriots. Mii de ciprioți turci au fost nevoiți să fugă, să-și abandoneze casele la care nu s-au mai întors niciodată. Și așa ajungem la punctul culminant în 1974, când Grecia continentală a crezut că este momentul perfect să intervină militar în Cipru și să preia conduce. La 5 zile distanță după ce grecii au intervenit în Cipru, Turcia a răspuns acțiunii și a invadat nordul Ciprului și nu au mai plecat niciodată. Toți refugiații turci care erau răspândiți pe insulă au fugit în partea de nord, ocupată de Turcia, și până la 40.000 de ciprioți greci au fugit într-o singură noapte din nord și nu s-au mai întors niciodată la casele lor. Ironia face că Turcia a făcut pentru ciprioții turci ce a încercat să facă Grecia pentru ciprioții greci. Cipru a fost astfel împărțit în două și Națiunile Unite au creat ceea ce se numește The Green Line sau zona de buffer care separă Cipru de Nord de Cipru de Sud. Asta a făcut din Cipru cea mai militarizată țară din lume. Prezența Națiunilor Unite în Cipru, ca să mențină această zonă de buffer, costă aproximativ 50 de milioane de euro pe an. Așa că gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă Națiunile Unite nu ar mai avea bani să-și mențină forțele în Cipru. Teritoriul de nord se numește Republica Turcă a Ciprului de Nord, iar partea de sud se numește în continuare Cipru. Timp de mai bine de 40 de ani, accesul în acest oraș abandonat a fost restricționat până de curând și se poate explora în anumite condiții și cu foarte multe restricții. Nu aveți voie să treceți de aceste semne și acest coridor. Dacă veți trece, risca să fiți arestați. Motivul invocat de turci este că aceste clădiri nu mai sunt sigure și odată ce pătrunzi
în clădiri, acestea se pot prăbuși cu tine. Ideea este că chiar dacă ești grec și asta este una dintre proprietățile tale, ți se aplică aceeași restricție, nu ai voie să intri. Așa că imaginați-vă cum se simt acei greci care au fugit în toiul nopții de aici cu doar câteva bagaje și apoi, după aproape 50 de ani, să revină aici și să-și vadă locuințele, fără să poată intra în ele. La fiecare oră, Varoșa este survolat de elicoptere și, deși nu o să-i vedeți, sunt foarte mulți soldați turci, unii în civil, unii în haine militare. La Varoșa poți să te plimbi pe străzile proaspăt asfaltate și să observi ce a fost odată una dintre cele mai populare destinații la plaje din lume. Să vezi cum arătau hotelurile de lux în anii 70 sau să stai la plajă în cel mai luxos oraș abandonat din lume. Ideea este că la un moment dat în istorie, ciprioții greci trăiau bine mersi și în armonie împreună cu ciprioții turci, însă forțele exterioare au intervenit și le-a impus să-și aleagă o anumită identitate, să-și impună identitate de fapt, și așa au apărut conflictele. Deși traseele pentru turiști sunt drumuri proaspăt asfaltate, nu toate drumurile arată așa. Așa arată un drum neîntreținut timp de 50 de ani. Atunci când intri în Varoșa, te simți ca și cum ai intra într-un muzeu, într-un cadru de film de la Hollywood sau într-o oarecare atracție turistică. Drumurile sunt cam palmă, proaspăt asfaltate de către turci. Poți să-ți închiriezi biciclete la intrarea în orașul abandonat sau poți să închiriezi o mașinuță de golf să te plimbi pe străduțe și să admiri clădirile abandonate. Și așa cum vă spuneam, uitați acolo polițiștii turci care stau de pază să nu cumva să intri în clădiri sau să treci de cordoane. Și avem aici un punct de control al Națiunilor Unite și în direcția aia nu putem să mergem, doar autobuzul are voie pe acolo. Și asta este reprezentanța Toyota, unde atunci când a fost abandonat orașul, aici au rămas mașini. Mașini nevândute au rămas în reprezentanță, acum nu mai sunt, au fost confiscate de către turci. În turcă orașul se numește Maraş. În greacă, Varoşa. Este interesant ce scop are acest oraș abandonat în zilele noastre. Din punctul meu de vedere, mi se pare că servește ca un muzeu în aer liber, cumva să mențină vie amintirea conflictului dintre greci și turci. Pentru grecii din partea de sud, cu siguranță este o rană vie care le aduce aminte de acele momente și acele clipe când au trebuit să își părăsească casele. Și cred că asta este și intenția turcilor, să îl mențină ca un muzeu, să arate lumii ce s-a întâmplat aici și ce a fost odinioară Varoşa. Cred că este unul dintre cele mai interesante locuri pe care le-am vizitat vreodată. Cum ți se pare? Este, pentru că nu foarte multă lume a avut ocazia să vină aici, fiind deschis din 2020, foarte puțin turiști au încumetat să vină aici. Și marea majoritate a turiștilor care au început să vină aici au fost jurnaliști.
Deci, se face pielea de găină când vezi reclamele în limba greacă, dar ești pe partea turcă acum. Mobilierul vechi de 50 de ani, încă în clădiri. Obloanele, ia uite, deci... ce incredibil cum arată. Încremenit așa în timp tot. Și poți să-ți faci o idee când vezi clădirile astea cât de frumos arată și acum, unele detalii care încă s-au păstrat intacte. Poți să-ți faci o idee cât de frumos era orașul ăsta acum 50-60 de ani, ai zis? Aproape 50 de ani, da. 50 de ani. Citeam un interviu înainte să venim cu o doamnă care a locuit aici și după aproape 50 de ani a revenit în Varoșa, s-a dus în fața casei ei și și-a găsit oblonul tras la fereastră exact așa cum l-a lăsat atunci în 74 când a plecat. Și așa cum vă spuneam, fiecare pas este supravegheat. Uitați camerele de supraveghere cum se mișcă sus acolo. Și poliția la fiecare colț. Asta este motivul pentru care nu poți să intri în clădire. Ăsta a fost un aparat de parcare din anii 70. Cipru este singura insulă din lume divizată în patru. Și de ce zic patru și nu două? Avem odată Ciprul de Sud, adică Cipru, apoi Ciprul de Nord, Republica Turcă a Ciprului de Nord, bazele militare ale britanicilor, care sunt teritorii britanice, și apoi mai avem zona verde care separă Ciprul de Nord de Ciprul de Sud. Această zonă este controlată de Națiunile Unite și este un teritoriu care nu aparține nimănui. Ăsta este unul dintre avamposturile Națiunilor Unite. Și din câte știu, numai parterul este ocupat de către Națiunile Unite. Pare că este funcțional, dar nu cred că este nimeni acum acolo. Această facilitate este sub controlul Națiunilor Unite. Varoșa UN. Și dacă veniți în Cipru, nu neapărat aici în Varoșa, o să găsiți multe magazine cu blănuri. Motivul pentru care sunt multe magazine de blănuri în Cipru și în Grecia, acestea nu sunt destinate pentru greci sau localnici, ci pentru turiști. Pentru că vin turiști europeni din zone foarte reci și își cumpără haine de blană aici, în Cipru. Ca să aibă cu ce să se îmbrace la ei acasă? Exact, da. Deci, magazinele de blănuri sunt pentru turiști, nu pentru localnici. Și ce o să mai vedeți aici în Varoșa este că natura a început să pună stăpânire pe clădiri și o să vedeți tot mai multe clădiri de genul ăsta pline de vegetație, pentru că turcii nu au grijă de aceste clădiri, nu le îngrijesc și la un moment dat natura o să pună stăpânire pe tot orașul. Și aici pe clădirea asta se vede foarte bine
cât de mare a fost conflictul. Vedeți urmele de gloanțe pe clădire. Și acolo jos o piscină. A fost un hotel. Și nu v-am mințit când am zis că este chiar este o adevărată atracție turistică. Există și toalete. Și încă se amenajează pe aici. Cabine de schimb. Și cabine de schimb. Și aici am impres... e și un restaurant. Restaurant. E mult spus restaurant. Este o cafenea. Și la cafenea asta poți să vii să bei un ceai cald sau să mănânci ceva. Să-ți cumperi șlapi. Sau o minge de plajă. Și cum v-am spus, este o adevărată atracție turistică. Poți să stai să bei o bere sau un ceai și să te uiți la orașul fantom. Până de curând nu aveai voie să intri pe plajă aici în Varoșa, însă acum poți să vii să stai pur și simplu la plajă. Cred că sunt puțini oameni care pot spune că au stat la plajă într-un oraș fantom. Dacă ești pasionat să descoperi locuri de-astea abandonate, părăsite, orașe fantomă, Varoșa mi se pare mama locurilor abandonate. Trebuie să veniți. E impresionant. Da, și nu este atât de complicat să ajungi aici. În ideea în care avem bilete ieftine cu Wizz Air către Larnaca și din Larnaca poți să-ți închiriezi o mașină cu 30 de euro pe zi. Da, e ușor. V-am spus că de ușor este să treceți granița în Cipru turcesc și să ajungeți aici. Așa că puteți să veniți și voi oricând aici. Sfatul nostru este să veniți cât mai repede până nu devine foarte popular. Deja oricum sunt destul de mulți turiști, nu am văzut români deloc. Majoritatea sunt turci și britanici. Și greci. Și ceva greci, da. Ne-am rătăcit puțin, nu mai știm unde e ieșirea. E foarte ușor să te rătăcești într-un oraș fantomă. Dar nu sunt semne deloc. Nu e niciun semn de exit. Pentru ieșire, pentru nimic. O să ajungem la ieșire până la urmă. Însă aici se încheie escapada noastră în orașul fantomă Varoșa. Sperăm că v-a plăcut clipul. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să vedeți mai multe clipuri asemănătoare. Mai avem câteva destinații pe listă și ne vedem în vlogurile următoare. Hai să vedem cât e porumb aici. La Peleș era 15 lei un porumb. Aici cât o fi la... Hello, how much is it? €50. Euro? €1, €2. €2? Yes. Okay. So? E mai ieftin ca la Peleș. Da, deci porumbul fiert este mai ieftin aici decât la Peleș. Organic. Organic?